În seara aceasta, muzica ne este oferită de grupul bărbătesc Adverum. Grupul acesta este format din studenți la Institutul Teologic Adventist, de aici din Cernica, sunt așadar gazdele noastre, și ne vor cânta o piesă deosebit de frumoasă, care se numește Domnul Grijă Poartă. La pian este Gabriel Brașov. Tuturor, o seară binecuvântată! Bun găsit, dragii mei, și vă mulțumesc din tot sufletul că sunteți și în această seară aici. Știu că nu sunteți pentru un om, ci pentru Cuvântul lui Dumnezeu. Și dacă ar fi să găsim pe cineva pentru care sunteți aici, este Galileanul, Mântuitorul nostru Iisus, Iisus Hristos. Motivul pentru care în seara aceasta suntem cu toții aici, pe lângă dragostea pe care o avem pentru El, este și o umbră pe care a anticipat-o deja Mihai Gâdea. Suntem cu toți frați în moarte, indiferent de opinie, indiferent de dispoziție. Aveam o mătușă care nu mai există și dânsa spunea, oh, eu nu mă gândesc la moarte că poate nu mor. În Scottsdale, în Arizona, există un institut, așa numitul Institutul Alcor pentru prelungirea vieții. Nu se ocupă de hormoni, nici de geriatrie, ci pur și simplu oferă, contra unor sume semnificative, între 50.000 și $120.000,
celor care vor să devină clienți, membri ai lor, sunt numai decedați membri, o conservare la 160 de grade de azot lichid, la minus 160 de grade de azot lichid, fie doar capul sau întregul corp. La ora actuală sunt 27 de clienți ai acestui institut. Motivul? Oamenii speră ca într-o zi buna știință să găsească elixirul supraviețuirii, elixirul vieții. Și pe această nesigură certitudine, oamenii construiesc și dau bani. De ce? Albert Camus spunea: moartea este singura problemă filozofică. Și această problemă filozofică nu privește doar pe filozofi. David Livingstone, misionarul care a străbătut Africa în prima jumătate a secolului XIX, când ajungea la triburi care n-au cunoscut încă civilizația, după schimbul de cuvinte, contactele diplomatice, șeful de trib avea câteva întrebări. Și aproape toți puneau aceleași întrebări, și anume: și la voi se moare? Și după ce răspunde afirmativ: da, leac împotriva morții n-ai? Toți aceștia cred în supraviețuirea sufletului, în metamorfoze, cred în spații și paradise. Și în ciuda acestor credințe ale nemuririi, toți ar vrea viața. Și din nefericire nu este nimeni care să-ți spună încotro care-i certitudinea. Nimeni n-are ascendentul credibilității, pentru că nimeni n-a fost mort și nimeni n-a venit înapoi ca să spună ce-i acolo. Într-o zi obișnuită a anului 30 al erei noastre, lângă un mormânt din Iudeia, un galilean rostește în fața mulțimii adunate cuvintele istorice: eu sunt învierea și viața. Iar evenimentele care de atunci încolo se succed îl încoronează pe Iisus Hristos ca singura autoritate care poate să zică: am fost mort și iată că sunt viu în vecii vecilor. În Sfânta Evanghelie după Matei, în ultima Evanghelie, cea mai profundă și cristalină, există istoria, în capitolul 11, a unui eveniment care depășește orice prevedere filozofică. Este vorba de învierea lui Lazar. Și la data când Ioan scrie Evanghelia, Ierusalimul deja fusese de 30 de ani aproape distrus. În anul 70, în războiul iudeo-roman, Ierusalimul a fost dărâmat și templu și tot. Și împreună cu Ierusalimul distruseseră și localitatea Betania, acolo unde avusese loc învierea. La câteva sute de ani buni, arabii reconstruiesc localitatea și o numesc El Lazarieh, localitatea lui Lazar. Și unul din arheologi spune: este fascinant. De ce s-ar numi locul lui Lazar dacă nu s-ar fi întâmplat ceva extraordinar în el? În această carte, în Sfânta Evanghelie după Ioan, la capitolul 3, la capitolul 11, vă introduc în subiect, în tema de astăzi seară, care ne va apropia de cel mai formidabil răspuns pe care omenirea l-a văzut sau pe care omenirea îl așteaptă. 11, de la versetul 1. Unul oarecare Lazar din Betania, satul Mariei și al Martei, sora ei, era bolnav. Surorile au trimis la Iisus să-i spună: Doamne, iată că acela pe care îl iubești este bolnav. Dar Iisus, când a auzit vestea aceasta, a zis: boala aceasta nu este spre moarte,
ci spre slava lui Dumnezeu, pentru ca Fiul lui Dumnezeu să fie proslăvit prin ea. Și Iisus iubea pe Lazar, pe Marta și pe sora ei Maria. Este admirabilă prezentarea cererii, nici un pic de forțare a mâinii divine, nu, Doamne, cel pe care îl iubim noi, nici, Doamne, vino repede, nici măcar poruncește de departe un cuvânt și boala va fugi, ci dimpotrivă îi prezintă doar cazul și după aceea cu toată smerenia spun, facă-se voia ta că-i bună, știm că-i bună. Iar mesagerul care a venit cu cuvântul și care a auzit mărturia Domnului Hristos că nu e spre moarte, se întoarce vețel înapoi și spune, Mântuitorul a zis, Învățătorul a zis că boala nu e spre moarte. Și deși temperatura, febra creștea, fetele îi spun, Lazare, e totul bine, nu e spre moarte. Și bum! Lazar moare. Mă întreb, cum e cu vorba asta? E, nu e spre moarte. Un rău care să fie bine. Cred că mai mult decât moartea lui Lazar, era acest cui care sfredelea, un vierme care mușca din suflet. De ce? De ce n-a venit? De ce n-a intervenit? Doar ne iubește. Și mai ales, cum ar putea să fie moartea aceasta spre slava lui Dumnezeu? În această Evanghelie după Ioan, de câteva ori Mântuitorul spune, a sosit ceasul ca Fiul omului să fie proslăvit, sau Tată, a sosit ceasul, proslăvește pe Fiul tău. Și de fiecare dată când spune aceste cuvinte, proslăvire, se referă direct la cruce. Crucea, moartea, sângele, cununa de spini, proslăvesc. Există o alchimie divină care transformă toate aceste lucruri într-o altă identitate. Nenorocia este transformată în binecuvântare. Este viziunea marei lupte care face ca moartea, sacrificarea unui pion să însemne câștigarea partidei. Eu cred ce spune Scriptura în Romani 8 cu versetul 28. De altfel știm bine că toate lucrurile lucrează împreună, singure poate nu, împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, adică celor ce sunt chemați după planul Lui. Și surprinzător, după ce Iisus, Mântuitorul, aude că Lazar, prietenul lui pe care îl iubea, este bolnav, mai zăbovește încă două zile acolo. Și la un moment dat spune, haidem să ne întoarcem în Iudeia, spre teama ucenicilor, știau ce însemnează Iudeia, numai capcane. Apoi pe drum spune, Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Vorbea de moartea lui. Iar în versetul 17, când în sfârșit, după atâtea zile de așteptare, ajunge la marginea satului, deja erau scrutatori, alergători, care îi spun, știi, Lazar, prietenul tău. Citesc, când a venit Iisus, a aflat că Lazar era de 4 zile în mormânt. Trebuie să cunoaștem puțin din obiceiurile funebre ale iudeilor din acel timp. Când murea cineva, de îndată, nu îl țineau acasă, nici la capelă, de îndată îl puneau în mormânt. Mormântul, în multe cazuri, nu era în pământ, ci era într-o grotă, într-o gaură săpată, naturală sau săpată în stâncă. Și piatra care trebuia să astupe gaura era pe jumătate. Pentru că sperau iudeii că timp de 3 zile încă viața se poate întoarce. Poate că n-a murit de tot, poate este doar într-o moarte aparentă. Dar când venea ziua a patra și când erau semnele insuportabile că nu mai pot sta lângă el, că e mort, atunci, în a patra zi, începea jalea, se închidea gura mormântului și rudele începeau
să jelească pe mort. Când Mântuitorul sosește la mormânt, ca să fie foarte clar tuturor că nu-i vorba de o moarte aparentă, ci că de fapt s-a jucat de învierea. Lazar era mort de 5 zile, era 5-a zi, de 4 zile era mormânt și acum era 5-a zi. Zvonul ajunge, a venit Iisus, a venit învățătorul și Marta, cea mai pragmatică, de îndată aleargă înaintea lui, cade la picioarele lui și spune: Doamne, dacă ai fi fost aici, n-ar fi murit fratele meu. Iisus i-a zis: fratele tău va învia. Mă întreb, de ce oare Mântuitorul nu încurajează pe Marta, această credincioasă, cu prezentul și nu încurajează abia cu viitorul? De ce nu spune: Lazar, fratele tău e în cer, face cu mâna, râde, cântă la harpă, cu îngeri, nu trebuie să te întristezi. Iar Mântuitorul spune doar: Lazar va învia, acum e mort. Auziți? Există în Epistola către Evrei, la capitolul 11, un pasaj extraordinar de frumos. De ce nu-l încurajează Iisus pe cel care suferă cu prezentul? 11:39-40. Toți aceștia, e vorba de sfinții lui Dumnezeu, măcar că au fost lăudați pentru credința lor, totuși n-au primit ce le fusese făgăduit. Ce? Învierea, viața, prezența lui Dumnezeu, bucuriile cerului. De ce? Versetul 40. Pentru că Dumnezeu avea în vedere ceva mai bun pentru noi, ca să n-ajungă ei la desăvârșire fără noi. Ah, cât de bun e Dumnezeu! Cum lucrează El cu aceeași măsură a dragostei și a dreptății? Și Marta îi răspunde după credința cea mai ortodoxă, cea mai corectă. Când Mântuitorul îi spune: fratele tău va învia, Marta spune: știu că va învia la înviere în ziua de apoi. Mântuitorul o învățase pe ea escatologia Bibliei, doctrina corectă. Și iată că Maria auzise și ea că a venit Iisus și s-a ridicat în grabă și a venit către locul unde era Mântuitorul, la marginea satului, aproape de morminte. Cei din casă au spus: merge să plângă la mormânt, și au mers după ea. Și Mântuitorul, când se uită, iată că o mare de oameni, veniseră mulți mângâietori din toate părțile, era o datorie de onoare între iudei să mângâi pe cel care suferă. Și Mântuitorul vede acea grămadă gloată de vocitori care plâng, care jălesc, și se înfioară. În greacă nu spune se înfioară, ci a dat un geamăt și întreabă: unde l-ați spus? Vino să vezi, au spus rudele. Și aici, dragii mei, este cel mai scurt verset din Scriptură, Ioan 11:35. Două cuvinte: Iisus plângea. M-am pus puțin în locul Mântuitorului. Oare cum aș fi reacționat eu? Știam că îl învii. Știam că aceștia plâng, că nu știu ce am în minte, nu știu ce pot eu. Și cred că atunci când aceștia ar fi plâns, eu aș fi chiuit și aș fi mers deasupra mulțimii și aș fi strigat biruitor: ieși afară, Lazare! Acest verset cel mai scurt este formidabila probă de onestitate și de fidelitate a Evangheliei. Hristos nu e reprezentat așa cum ni l-am închipuit noi, calm, deasupra problemelor, plin de bucurie. Iisus plângea. Și de ce plânge? Aceasta este o lupă minusculă în care dragostea lui Dumnezeu intră în rezonanță cu durerea copiilor săi. Și cu fața plină de lacrimi, Mântuitorul dă o poruncă: dați piatra la o parte! Și în momentul acela se aude un singur glas: nu! Glasul Martei. Ea care a spus: știu că orice cer, și acum Dumnezeu te ascultă. Când e la o adică să se vadă, ea zice: nu, nu se poate, miroase greu.
Era un principiu al lor că după a patra zi mormântul era ocolit la 2 metri, nu se apropiau mai aproape. Așa e și credința noastră, dragii mei. E și da, e și nu. Ce ciudat! Am fost chemat odată la căpătâiul unei mame a 3 copii. Fusesem și eu martor la nunta lor. Și soțul, care sperase tot timpul că va fi o vindecare, a văzut sfârșitul. Când am ajuns în casa mortului, plângea lumea, vă dați seama, plângeam și eu. Soțul însă nu, mă cheamă deoparte și spune: frate, vreau să te rogi pentru ea, pentru că Dumnezeu poate să o învie. Dumnezeu are aceeași putere acum sau atunci. Eu nu zic că o va învia, zicea el, dar hai să ne facem datoria. Ce să răspunzi unui asemenea om? Sigur că Dumnezeu poate, fără îndoială, că el are un plan general, poate avea și un plan excepțional. Și ca să nu-i iau tonusul, am spus: uite, cred că poate, dar ar putea și să vrea altfel. Ești pregătit? Sunt. Atunci hai. Lumea plecase deja afară, era numai eu cu el, am închis ușa și fratele s-a pus lângă sicriul cu capacul pus, era un capac de brad, am închis ochii și aștepta să mă rog. N-am început. S-a întors la mine și a întrebat: nu te rogi? Și eu zic: ne rugăm pentru înviere, dar capacul. Păi îți dai seama că dacă ar învia, n-ar putea. Dă-i capacul la o parte să mă rog. Dar e mor de 4 zile, auzeam cuvintele Martei: dar cum să dai capacul? Până la urmă s-a învoit și a ridicat capacul. Ar fi vrut să nu mai vadă moartea. Cam așa e și credința noastră, e și nu e. Și dacă trecem prin încercări, este doar ca să învățăm să credem cu adevărat. Și oamenii până la urmă se apropie, pun mâna pe pietroi și câțiva voinici dau piatra la o parte și apoi se retrag și ei îngroziți. Era oribil și e moartea. Și în momentul acesta, la Ioan 11 cu versetul 43 scrie: după ce a zis aceste vorbe, Iisus a strigat cu glas tare: Lazare, vino afară! Și în momentul acesta se vede ceva mișcând în fund. Unii dau strigăte și aleargă departe, iar alții cu bucurie se apropie să vadă, e posibil. Și de acolo, legat de mâini și de picioare, cumva chinuit, Lazar se trește afară. Ah, ce s-ar fi întâmplat dacă Iisus n-ar fi strigat: Lazare, vino afară, ci doar vino afară? Morminte, zeci de morminte s-ar fi deschis și neprihăniții ar fi ieșit. Dar n-a vrut să facă asta. Acesta este miracolul cel mai formidabil pentru om. Și când stai să te gândești cum se poate științific, ridici din numeri și spui: nu se poate, e imposibil, pentru că sunt legi fizice. Oamenii zic: miracolul e suspendarea legilor fizice. Este ca și cu un copil care e în tren și deodată se uită și zice: mama, gara pleacă, uite, fug pomii. Noi luăm habitatul nostru ca fiind dat, ca fiind elementul fix. Și tot ce nu intră în acest habitat trebuie să fie supranatural, nenormal. Dar funcția miracolului este ca moartea, stricăciunea și nimicirea să fie dovedite ele însele ca suspendări nedrepte ale adevăratelor legi ale lui Dumnezeu. Suntem noi în gară și vedem cum trenul pleacă. Învierea schimbă perspectiva de a privi viața și istoria lumii. Viața și istoria asta pe care o trăim noi devin contradicția cruntă a realității fericite. Învierea este avantpremierea realității ultime și durabile. Este speranța care țâșnește. Ei bine, dragii mei, nu există nimic comparabil în toate filozofiile și religiile lumii. Atenție, toate religiile și filozofiile lumii încheie un armistițiu cu moartea, o acceptă.
de la vechii egipteni care spuneau că moartea e desăvârșirea vieții sau un stadiu superior al vieții, până la budismul clasic care consideră moartea o anihilare a existenței, o stingere în nirvana, și până la panteismul ateist, să zicem noi, dacă poate fi așa un mariaj, în care moartea este o pașnică întoarcere în substanța naturii. Toate religiile și filozofiile nebiblice privesc moartea ca pe ceva benefic și acceptabil, ca pe o modificare doar a existenței. Aici este Iisus Hristos, care nu acceptă nici un fel de compromis. Iisus Hristos este singurul care refuză un armisticiu cu moartea și declară în Sfânta Carte că moartea este vrăjmaș și că nu oricare, e cel din urmă vrăjmaș, 1 Corinteni 15:26. Cei care fac alianță cu vrăjmașii, cum se cheamă? Trădători. Și Hristos nu e trădător. Sfânta Scriptură pe care o am în mână este singura concepție în contrasens cu tot ce există, în care moartea este prezentată ca încetarea nedreaptă a existenței, o încetare a vieții trupești și spirituale, ca un fenomen absurd, ca o pedeapsă penală, ca un rău categoric. Iar Mântuitorul nostru vine și promite că o va desfința, că va nimici moartea. În 1 Corinteni 15 este un capitol extraordinar. Iar aici, în Ioan, în minunatul capitol 11, Mântuitorul spune: Eu sunt învierea și viața. Cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi tu lucrul acesta? Mi-amintesc de cuvintele unui olandez, parafrazez, Cornelius van Til, un apologet al creștinismului, care spunea: toate teologiile și filozofiile conduc în mod inexorabil la întuneric și la disperare. Toate celelalte filozofii, dacă urmăm sfârșitul lor logic, conduc la haos și la iraționalitate. Doar creștinismul, singur el, dă sens vieții. Doar cu Scriptura omul găsește atât răspuns pentru minte, cât și fericire pentru suflet. Aici, în Ioan 11:11, Mântuitorul spune, înainte de a ajunge la mormânt: Lazar, prietenul nostru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn. Auziți? Cum vorbește Mântuitorul despre moarte? Cum o prezintă? Cu coasa? Cu coaste? Cu un rânjet care nu se închide niciodată? Mântuitorul prezintă moartea ca pe un somn. În limba greacă, koimao este a dormi, doarme. Și aș vrea să vă sugerez o mică schemă pe care o reproduc cu mâna. Există în Biblie două vieți și două morți. Viața întâi este cea cu care ne naștem noi. Este un drum care merge în moarte inevitabil. Dacă în timpul vieții noastre primim viața de sus a Domnului Hristos în inimă, o ascundem și o lăsăm să crească, să se dezvolte, atunci se întâmplă ceva. În momentul când murim, murim și buni și răi, moartea e un somn, nu se știe nimic. Dar în momentul învierii, viața lui Hristos din noi ne trage spre cer, spre patrie, în timp ce aceia care n-au avut viața Domnului Hristos intră în judecată și în a doua moarte, moartea distrugere, nu moartea somn, moartea nimicire. În această carte, în această Sfântă Scriptură, de 116 ori apare cuvântul somn, adormire, adormit. Și din aceste 116 ori eu le-am numărat. De 50 de ori doar se vorbește despre odihna căpătată în somn noaptea și de 66 de ori exprimă moartea. În mod consecvent, Biblia spune că moartea e un somn, când doarme cu totul, când nu mai știe nimic. Nu întâmplător, primii creștini de limbă greacă au numit mormântul koimeterion, adică dormitor, de unde cimitir. Koimeterion, cimitir. În 1969,
un medic din New York, din Bronx, un neurolog pe nume Oliver Sacks, a administrat un medicament, L-Dopa, unor bolnavi care vegetau din 1920, era 1970 aproape, de 50 de ani. În urma unei epidemii de boala somnului din 1920, mintea lor, conștiința lor se deconectase total de tot ce era conștiență, viață conștientă, spirituală, sufletească. Erau ca niște, mă rog, ființe care doar fizic vegetau. Și minunea, administrându-le medicamentul, aceștia se întorc la viață. După 50 de ani, să constate doar că toți ai lor s-au dus, sau chiar dacă au de ai lor, dar trăiesc într-o altă lume, parcă s-au trezit în Marte, pe Marte. Lumea diferea total. În același fel, cel care se odihnește în mormânt, doarme profund și apoi vine momentul când se trezește, conștient de sine, dar va vedea o altă stare de lucruri. Și Mântuitorul în fața mormântului, când spune Lazare, dacă sufletul ar fi fost undeva în cer, ar fi trebuit să zică, Lazare, coboară! Dar nu zice coboară, zice vino afară. El nu vorbea cu cel de sus. Și Lazar nu de sus, ci din mormânt iese. Am un fragment extraordinar din Faptele Apostolilor, capitolul 2 cu versetul 39 și 43, care spun așa. Cât despre patriarhul David, să-mi fie îngăduit, fraților, să vă spun fără sfială, că a murit, a fost David prorocul care a scris psalmi, care a făcut prorocii despre Hristos, că a murit și a fost îngropat și mormântul lui este în mijlocul nostru până în ziua de azi. Iar versetul 34 spune, căci David nu s-a suit în ceruri. E atât de clar că Scriptura nu cunoaște nimic de supraviețuirea unui duh, unui spirit descărnat, cumva ca strigoi sau fantomă. Fantome în cer, duhuri fără trup, nu există așa ceva. Biblia cunoaște doar două module. Somn și înviere, un cuplu. Doarme și înviază. Cine spune că trăiește ca strigoi sau fantomă, acela tăgăduiește, calcă, frânge adevărul învierii. Iar în Psalmul 146, un verset pe care l-am învățat, spune, suflarea lor trece și se întorc în pământ și în aceeași zi le pierd și planurile lor. De unde vine varianta aceea despre sufletul descărnat care plutește și zboară și merge? Dacă trasați retrospectiv drumul, îl găsiți în Babilon, la fiii oamenilor. Suntem într-o mare luptă. Și când Babilonul a căzut, misterele Babilonului au fost răsădite în Egipt. În anul 440, înainte de Hristos, Socrate, marele filozof, a făcut o vizită la templul lui Amon și a prins învățătura Babilonului ajuns în Egipt că sufletul e nemuritor. Și el a transmis mai departe lui Platon, prin filozofii greci, a pătruns toată cultura europeană, iar prin neoplatonismul secolului 4 ajunge să polueze creștinismul. Vă rog, luați documentarele din seara aceasta și veți descoperi traseul acesta dureros de exact. Dar cum e cu tâlharul de pe cruce? Nu spune acolo că azi vei fi cu mine în cer? Haide să citim repede acest fragment. Este la Evanghelia Sfântă după Luca, capitolul 23, cu versetul 42 și 43. Tâlharul era un militant evreu, credincios neamului, lupta contra romanilor și de aceea a ajuns pe cruce. Nu era un hoț. Și el a zis lui Iisus, Doamne, adu-ți aminte și de mine astăzi. N-a zis așa. A zis, adu-ți aminte și de mine când vei veni în împărăția ta. Este impresionant că și el, ca și Marta, se referă la o zi de apoi, atunci când vei veni.
Iar Daniel 12:3, profetul Daniel, spune, îngerul îi spune lui Daniel, te vei scula iarăși la sfârșitul zilelor. Și ce spune mântuitorul acestui tâlhar? Ce-i răspunde? Aș vrea să auziți în greacă, nu vreau să fac, să mă dau mare, oricine poate avea acces. Mântuitorul spune, amen lego, amen soi lego semeron, met emu esse enton paradeiso, care s-ar traduce, fără un că. Adevărat îți spun ție, astăzi vei fi cu mine în rai. Dar unde vine virgula? Adevărat îți spun ție, virgulă, astăzi vei fi cu mine în rai? Sau adevărat îți spun ție astăzi, virgulă, vei fi cu mine în rai? Că nu e, că lipsește din greacă. Și atunci se întreabă oamenii, unde pui virgula? Interesant este că textul este scris numai cu majuscule. Până în secolul IX nu s-a scris cu minuscule, ci doar cu caractere mari, caractere majuscule, litere mari, și fără pauză, fără virgulă, fără punct, fără semn de strigare, fără nimic. Interpretarea celui care cunoștea Biblia venea să clarifice. Știu o mică ilustrație. Când un împărat, Alexandru al III-lea, țarul Rusiei, în 1884, avea în față o cerere de grațiere din partea unei amărâte și pe cerere a scris grațiere cu niciun chip, virgulă, deportare în Siberia. Soția lui, fosta Dagmara Danemarcei, țarina Maria, trecând pe acolo și nefiind el, a luat cuțitul, a șters virgula și a mutat doar virgula la început. Grațiere, virgulă, cu niciun chip deportare în Siberia. Vedeți ce face o virgulă? Și noi nu avem sarcina să scotocim prin mintea noastră ca să găsim unde să punem virgula. Vă rog, deschideți cu mine, sau veți deschide după aceea, la Ioan, capitolul 20, doar să descoperim un lucru extraordinar. Că în capitolul 20, cu versetul 17, duminică dimineața, atunci când Maria Magdalena l-a văzut pe Domnul, la mormânt, Mântuitorul i s-a descoperit și a vrut să-i strângă picioarele și l-a spus, nu mă ținea, căci încă nu m-am suit la Tatăl meu. Vineri trecuse, sâmbătă trecuse, deci astăzi nu mai era, era mâine, poi mâine dimineață venise și Mântuitorul spune, nu m-am suit încă la Tatăl. Cum putea el, prieteni, să fie în cer vineri când nu se suițe nici duminică? E evident, interpretarea corectă cere o virgulă pusă la locul ei. Toate aceste frământări se nasc pentru că oamenii au prins o teologie după ureche, o teologie de pe stradă și nu a Scripturii. Ce spune Scriptura despre suflet? Hai să deschidem la Geneza, capitolul 2, ca să clarificăm un lucru fundamental. La capitolul 2 cu 7 este, rețineți, Geneza 2 cu 7, este punctul fundamental. E o declarație divină. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, i-a suflat în nări suflare de viață, deci suflare, și omul, fiți atenți, s-a făcut astfel, produs, un suflet viu. Ce i-a dat Dumnezeu omului? Nu i-a dat suflet, ci suflare, care e energia, vitalitatea, puterea de a trăi, inconștientă, impersonală. Iar omul s-a făcut un suflet viu. Corect e nu că omul are suflet, ci că omul este un suflet viu, după Biblie. Iar reversul este în Psalmul 104, care spune, 104 cu 29 și 30, le iei tu suflarea, ele, ființele, mor și se întorc în țărâna lor. Îți trimiți tu suflarea, ele sunt zidite și noi ești astfel fața pământului. Iar în Eclesiastul 3 cu 19, doar strict, scurt spun, acolo e foarte clar spus că toate ființele de pe pământ, animale, plante, toți au aceeași suflare. Suflarea este doar un principiu impersonal pe care Dumnezeu îl dă și ce a dat aia, nu ia altceva, nu ia suflete, ia suflare.
Și atunci unde e sufletul? Am să vă dau o mică ilustrație. Dacă în fața unui reflector cu lumină galbenă, galben intens, pui un filtru albastru, ce lumină se produce? Verde, corect. Pentru că galben cu albastru produce verde. Galben țărână, albastru suflarea din cer și verde viața. Dacă din verde scoți filtrul albastru, ce obții? Ce culoare? Galben, țărâna. Dar unde-i verdele? Păi dacă e un produs, s-a destructurat. A încetat să mai existe. O altă ilustrație. Apa pe care o bem în fiecare zi. H2O. Doi atomi de hidrogen și unul de oxigen. Hidrogenul e un gaz care arde pe soare, explozie. Oxigenul este un alt gaz care nu arde, dar întreține arderea. Și unirea dintre aceste două gaze periculoase, în loc să explodeze, naște nu un gaz, e un lichid. Nici nu arde, nici nu întreține arderea. E neutră, apa. Dacă însă o electrolizezi, o desfaci, obții un gaz și un alt gaz. Dar unde este apa? Nu mai e. A încetat pur și simplu să mai existe. Dragii mei, am înțeles că există două filosofii concurente care se urmăresc și se dușmănesc ca lumina cu întunericul, ca adevărul cu minciuna. Prima este cea enunțată de Mântuitorul nostru în Geneza 2, cu versetul 16-17. În ziua în care vei mânca din el, deci nu vei asculta și vei păcătui, vei muri negreșit. Va să zică moarte negreșită. Și șarpele dulce îi spune omului, hotărât că nu veți muri. Acum din aceste două, de care asculți? Glasul șarpelui care e dulce, nu, moartea este o existență mai bună. Nu e nevoie de ascultare ca să ajungi în veșnicie. Pentru că tu ai nemurirea în mod natural, în sânge, în ființa ta. Și această declarație este fundamental opusă unui text a Sfântului Apostol Pavel, 1 Timotei 6,16, care spune că Dumnezeu este singurul care are nemurirea. Auzi? Singurul. Nu noi avem nemurirea naturală, doar El. Și nu pot să nu spun că această teză a diavolului, dacă o crezi, ajunge să te ducă logic la cea mai mare înșelăciune a diavolului, la capodopera sa de amăgire numită spiritismul. Spiritismul afirmă că oamenii, după ce mor, sunt duhuri și poți discuta cu duhurile. Ba încă te pot ajuta, încă te pot sprijini, îți dau soluții, te ajută. A avut de-a face cu spiritismul și Churchill, și Stalin, și Hitler, duhuri care ajutau. Să vă spun o întâmplare. În 1944, războiul se întorcea împotriva nazismului. Și Anglia îl cheamă la subarme pe tânărul David MacDonald. Abia se căsătorise de aproape un an și acum îi se rupea inima să-și lasă soția, dar serviciul militar e patria care te cheamă. Este încorporat la trupele aeropurtate. Este parașutat într-o operațiune în Belgia, 18 inși, ca să anihileze niște legături prăjmașe. La post, la punctul de întâlnire, se întorc 14, 4 lipsesc. Și din cercetări află că au fost uciși. Scrisoarea cu chenarul negru de doliu este trimisă familiei. A murit eroic la datorie. Și Betty, soția lui, refuză să mai trăiască. Nu mai mănâncă, slăbește și îngroziți părinții spun ce facem cu ea, până când intervine o mătușă care spune, de ce nu mă lăsați și pe mine? O iau cu mine să vorbească cu el și se liniștește fata. Era oaia neagră a familiei. Pentru că nu au avut altceva de făcut, hai, încearcă. A îmbrăcat-o, a luat-o cu ea, cheamă-l pe David. Iubito, era glasul lui, inflexiunile acelea scumpe, dulci. Tu ești David? Eu, de ce plângi? Sunt bine, e ok, sunt în cer. Deodată ea
intră într-o paralelă a existenței, trăiește dar straniu, trăiește, mănâncă, doar ca să poată trăi într-o altă lume. Și lucrurile merg din ce în ce mai profund, avansează din ce în ce mai savuros. Ea trăiește ca un om hipnotizat, dar e fericită, vorbește cu David zilnic. Ba încă atunci când îi scrie și îi răspunde, semnează cu floricica aceea, așa cum făcea el. Și spune lucruri pe care numai ei doi le știau. Ea, după căderea Berlinului, în vara lui 1945, când, dereticând prin casă, aude portița de la stradă scârțâind. Se uită doar, vede un bărbat intrând, e poștașul probabil. Lasă cârpa, deschide ușa și în fața ei, David în carne și oase, și leșină. Iubito, iubito, o trezește cumva și în cele din urmă ia paralel. Îl întreabă, tu ești David? Eu! Dar n-ai murit? Nu, uite-mă, viu! Dar n-ai fost în comă? Nu! Atunci eu cu cine am vorbit? Dumneavoastră știți cu cine a vorbit? Sunt acele duhuri înșelătoare din 1 Timotei 4:1. Duhuri înșelătoare care propovăduiesc o învățătură a demonilor, care până la urmă va înșela și va strânge pe toți cei care nu vor să asculte doar de sola Scriptura, de ce stă scris. Dragii mei, ne aflăm într-o mare luptă. Suntem aici și avem nevoie să știm adevărul pe care îl aduce singurul care știe ce-i moartea și care a biruit moartea, care spune, eu am cheile morții și ale locuinței morților în mâna mea. N-avem doar nevoie de speranță, de încredere, ca să știm cum trăim viața. N-avem doar nevoie de mângâiere pentru morții noștri. Avem nevoie de ceva mai mult, pentru că noi ne aflăm într-o mare luptă și în această mare luptă contează lângă care din cei doi stăpâni ești. Bătălia se duce împotriva lui Hristos, nu direct că el e în cer, împotriva lui Hristos din cuvânt, cuvântul întrupat și cuvântul scris. Lupta se duce împotriva lui Hristos din mintea noastră, a chipului său. Este atât de important să știi că ți-ai pus piciorul pe stâncă și stai acolo până trece furtuna. Te invit, în numele Domnului Hristos, să cercetezi cuvântul, să n-ascult ce spun eu, sunt doar un om păcătos care am nevoie de Hristos, dar să faci din cuvântul acesta alfa și omega pentru crezul tău. Nu ce spune un om sau oameni, ci ce spune Hristos. Și El să fie pentru tine acela care spune, nu te teme, crede numai. Bunul Dumnezeu să-ți inunde sufletul de siguranța vieții în Hristos, trăind o clipă de clipă și fiind liniștit și pe marginea gropii. Dumnezeu să ne întărească în speranța învierii în Hristos, în speranța în ziua aceea. Amin. Dacă seara aceasta am reușit să ne învingem frica de moarte, ne rămâne totuși teama provocată de judecata de apoi. Dacă sunteți îngrijorați cu privire la judecata de apoi, nu trebuie să pierdeți următoarea emisiune care tratează exact acest subiect. Până atunci însă, rămâne să corespondăm și suntem interesați de opiniile dumneavoastră și de reacțiile dumneavoastră. Tuturor, o seară binecuvântată!